văd numai fete frumoase și doamne elegante, m-am hotărât. Ioana Arghiropol! Bine ai venit, Ioana! Sunt prietenii tăi? Da, prietenii mei. Te încurajează? Mă foarte încurajează. Foarte încurajează, da. Câștigi tot și tu, la fel ca tot. Eu așa mi-am propus. Da? Da. Bine, așa să-ți ajute Dumnezeu. Baftă! Prima oară în istoria emisiunii noastre, la Prețul cel Bun, o concurentă se bucură adevărat și se bucură fără să joace teatru. Luminița de tine, Ioana, că ai venit și tu să joci împotriva ei cumva. Mulțumesc, mă, Luminița. Singura care se bucură sincer acolo, Luminița. Și chiar aș vrea să o întreb, de ce te bucuri, Luminița? Joacă împotriva ta cumva. Pentru că fiecare are norocul lui și pentru că Dumnezeu așează lucrurile într-un anume fel și are dreptate. Hai să vedem ce licităm și după care povestim un pic despre preț. Avem aici un skateboard super cool pentru plimbări cu adrenalină sau deplasări mai curajoase. Nu știu câți ați mers cu ăla, mie mi-a fost frică toată viața să merg cu skateboardul. Da, dar e mic, poate ai grijă, Matias? Dacă Matias cât e de înalt, poate să meargă pe el. Ne gândim un pic cât ar putea să fie el undeva pe un raft într-un magazin și începem licitația. Ana Maria. 68. 68 îmi spune Ana Maria. Ioana. 75. 75. Ioana. Vlad. 89. 89 îmi spune Vlad. Și Luminița. E mult, 89. 45 de lei. Hai să vedem. Acum, lângă mine, vine înălțimea sa, Vlad. 89 la 139, prețul real. 89 s-a apropiat cel mai mult. Bună seara. Bună seara. Să-mi cer. Nu, tu n-ai nicio vină, natura. Uite, stai așa. Cum? Ai mâncat lapte? Da, băut. Ai băut la viața ta? Nu, sunt sportiv, nu. Nu. De băut. Aici cu sportul. Eu am făcut rugby, tu ce ai făcut? Basket și fac în continuare. Da, poftim. Joci la... Joc la CSM Ploiești, sunt capitanul echipei. Au! Cât de tare! Piticot și cu Piticot 2 sunt de la tine, de la nou. Hai, ridicați-vă un pic să vă văd, dragii. Ia uitați-vă. Cu colegii tăi ai venit, văd că ai venit. Familie, căsătorit? Da, și familie și căsătorit. CSM Ploiești, lângă noi, ne vedem cu el un pic mai târziu. Nu plecați nicăieri! Da, suntem aici lângă Vlad. Ușor, ușor, după cum vedeți, cresc și eu în ochii lui. El nu scade în ochii mei. El rămâne la fel. Avem un joc foarte interesant și simplu, că avem trei variante, trei produse aici. Și să vedem exact ce produse avem ca să nu le confundăm. Avem o mașină de cusut electrică, are 24 de tipuri de cusături și 850 de bătăi pe minut. Totodată are și pedală pentru un control mai bun. Mergem mai departe, o mașină de tocat cu o putere de 1700 de W. Vine la pachet cu accesorii pentru făcut suc sau bulion și diferite cuțite pentru tocat fin, mediu și normal și pentru cârnați. Mergem la ultimul nostru produs, o super bicicletă cu un design modern, perfectă pentru drumeții și trasee montane. Are suspensii de înaltă calitate, frâne pe disc și 6 viteze, iar bicicleta aceasta este foarte, foarte rezistentă. Așa că hai să vedem dacă tu ai mai fost la cumpărături în ultima vreme. Am fost, dar nu de mașini electrice de cusut. Asta n-am, nu în ultima vreme, am fost și la mașini electrice de cusut, dar ceva timp. E timp. O să o vezi pe a ta când o zică, ia o mașină de aia electrică, vezi să facem și noi, cărnații noștri. Doamne, să facem ferește. Și noi salatele noastre, să facem și noi, tăiem acum porcul de Crăciun. Ia fii atent. Avem o mașină de cusut care costă 500 de lei sau nu știu cât. Avem o mașină de tocat, prețul ei este de 350 de lei. Și mai avem o bicicletă, 750, spunem noi că este ea. Ok. Unul dintre aceste prețuri este greșit. Care să fie greșit și dacă tu îl nimerești, eu îți dau toate trei produsele să faci ce vrei tu cu ele.
Nu te grăbi. Vezi acolo și colegii tăi. Un pic inspirat așa un pic. Ce să fie? O să zic bicicleta. Bicicleta. Hai să terminăm cu această mașină de cusut, că ai zis că n-ai mai fost niciodată. Să cumperi o mașină de cusut. Noi spunem că este 500 și ea de fapt costă... E bine până acum. Și la bicicletă... Ai cumpărat și tu o bicicletă mai... De... Da. Când? Acum vreo 7 ani. Acum 7 ani aveam bagnotele alea de 10.000 roșii. Așa, alea, mai, alea. Mai încoan, ai mai cumpărat? 750 de lei spunem noi că este. Ia să vedem. Perfect! Că este adevărat, bicicleta avea prețul greșit. Faci un lucru foarte bun, Vlad. Și hai să vedem dacă mașina de tocat are același preț. Da! Bravo, Vlad! Mergem în finală! Mulțumesc. Vedem exact ce faci la roată și mergem în finală. A fost o reală bucurie. Mulțumim din suflet. Ne vedem cu Vlad un pic mai târziu. Până